Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. În studioul Digi24 astăzi un antreprenor. Este vorba despre Bogdan Lițescu, CEO al companiei care se numește Plant an App. Nu e despre plante, deși cine știe, poate să plantați și plante la un moment dat, nu doar aplicații. Mulțumim, domnule Lițescu, că ați venit alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Salutare, Florin. Domnule Lițescu, o companie despre care, dacă te interesezi puțin, vezi că a ajuns și în Statele Unite pentru a ridica runde de finanțări, a intra prin acceleratoare, are mulți angajați și promite. Ce faceți mai concret dumneavoastră, ca să le explicați și celor de acasă? Bun. Plant an App este o platformă care ajută la transformare digitală accelerată. Și cumva are legătură și cu plantele, cum ai spus tu, în sensul că noi vedem mult waste în software development. În sensul că să faci o aplicație, scrii mult cod, durează mult, până se livrează, până se reiterează, durează jumătate de an, un an. E, ce facem noi și ce facem piața pe care activăm, care se numește low code, este faptul că nu mai scrii tot codul, scrii doar un pic de cod și outcome-ul este același. O soluție software pentru a rezolva o problemă de business. Și cumva, poate cel mai bine că, din ce probabil n-am înțeles nimeni până acum, că de fapt e un toolset. Ce văd clienții noștri e ce folosesc, la ce construiesc. Știi? Fără să ne dați neapărat numele unui client. Efectiv, să ne explicați cum a folosit și ați fost și dumneavoastră surprinși, cum a folosit acest tool set un client al dumneavoastră, ca să facă ce concret în companie? Da. Și asta urma să vă zic acum, spre exemplu, și chiar pot să menționez că facem un parteneriat cu KPMG și livrăm soluții de genul document management și generare de contracte și gestionare cu flow-uri de aprobare și cu diverse standarde, cum ar fi IFRS, spre exemplu. Iar ei, în loc să-și angajeze echipe mari de programatori, Da. KPMG deja cu o echipă foarte mult mai mică, exact. Și folosind tool-ul ăsta fac tot procesul ăsta să funcționeze. Exact. Și ei cumva deja au înțeles valoarea tehnologiilor din regiune, deja folosesc UiPath și alte platforme care s-au născut aici și au crescut de aici. Și atunci este o conversație foarte, foarte interesantă și o dinamică interesantă, cum în loc să mergem noi la capătul celălalt al pământului să vindem, unde vindem bine, începem să vindem aici prin acești parteneri care înțeleg valoarea. Deci dumneavoastră ați început să vindeți mai întâi bine în Statele Unite. Exact, da. Nu în România. Nu. Care ar fi, sigur, e o estimare, dar ca să ne facem un ordine de mărime, care ar fi o estimare pe care dumneavoastră ați face-o a companiei? O estimare a valorii companiei, noastre. Ultima rundă pe care am făcut-o pe Seedlink și care este publică a fost evaluată la 9 milioane de dolari. Între timp am mai crescut, noi suntem acum undeva între runde, presupun că suntem undeva între 9 milioane și 80 de milioane este următoarea rundă pe care o țintim ca și valoarea companiei. Deci, bateți spre 80 de milioane de euro. Da, cam acolo ne-am pus noi un obiectiv mare și ambițios și ne mișcăm cu talent în direcția aia. Câți oameni sunt implicați în companie? Acum avem 20 de oameni în România și 4 în Statele Unite. Și angajăm în continuare. Cei care se uită la Digi24, la emisiunea aceasta, descoperă din când în când genul acesta de invitați, care vorbesc ciudat, se îmbracă relaxat, au mulți bani, vorbesc de sume de milioane sau zeci de milioane de dolari, jonglează între două continente sau mai multe. Întrebarea mea este următoarea, sunteți mulți în România? Primesc adesea, nu neapărat întrebarea cât afirmația trăiește într-o bulă, știi? Da, până la urmă este o bulă care ne-am creat-o, da? A fost un curent care s-a născut după anii 90 și care tot a crescut. Eu simt că suntem mulți și mai ales că suntem un exemplu și că vin și mai mulți din urma noastră și văd acum câte se întâmplă în România pe zona de startup-uri, văd că sunt din ce în ce mai mulți. Da, sunt, venind din interior, nu o să zic cât de mulți suntem. Nu pot să zic cât de mulți suntem. Deci,
este o bulă sau devine o tendință? Eu aș zice că, de unde văd eu, este un trend. Este un trend, la fel cum orice poate fi o bulă, orice poți să vezi ca o bulă, este un trend dincolo de asta. Dumneavoastră vă considerați un afacerist sau un om de afaceri, antreprenor? Da. Cum vă descrieți? Eu mă descriu ca un antreprenor. Multă vreme am avut, având background tehnic, multă vreme am avut chiar dificultăți să mă identific cu un antreprenor care, venind din România, antreprenorul anilor 90 arăta diferit față de oamenii pe care îi descriu. În anii 90 erau mulți afaceriști. Exact, exact. Care este diferența dintre antreprenorii din 2020 și afaceriștii anilor 90? Eu aș zice că în anii noștri afaceriștii sau oamenii sau antreprenorii, că până la urmă e același lucru, dar sunt mai purpose-driven, adică mai au o motivație, au un scop mai presus de bani. În anii 90 era mult despre cum facem bani ca să facem mai mulți bani. Sunt mai curați banii de azi? Eu cred că da, adică din ce văd în jurul meu aș zice că da, mult mai curați. Mai transparenți, mai ales cu toate procesele de digitalizare din ultimele decade. Ar zice că totul este mult mai transparent și mai curat. Banii pe care îi faceți dumneavoastră sunt bani care se nasc dintr-un produs virtual sau tehnologic, nu? Nu e ceva concret. O pereche de blugi, un șurub, o vânătă, o tomată. Da. Este mai confortabil să investești, să dezvolți în domeniul ăsta decât într-un domeniu în care trebuie să produci ceva pe care ulterior vinzi? Da. Aș zice că poate dacă discutam acum 20-30 de ani, aveam probleme să explic asta, dar în ziua de astăzi cu toți avem software, cu toți avem o tabletă, un telefon în față. Este o chestie concretă în ziua de astăzi. Rezolvă o problemă, chemi un Uber, chemi, trimiți un e-mail. Este în fața noastră tehnologia și softul pe care îl construim. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Bogdan, 12 ani, se joacă jocuri de calculator. Sau... Nu? Da. Era calculator, aveați calculator. Aveam primul HC prin 91, da. Bun. Și acolo a descoperit că puteți sparge jocurile. Așa este, da. Ca să... Ce? Ca să vă luați niveluri în plus sau ce? Nu neapărat, este curiozitatea umană, curiozitatea pentru care omul, anumiți oameni când au o chestie în față, trebuie să o desfacă, să vadă ce e înăuntru sau pentru care exploratorii s-au dus acolo sute de ani, dincolo, în celălalt colț al pământului. Trebuie să afli curiozitatea. Ăla este momentul în care, practic, ați devenit ITist, ați început drumul ăsta? Da, aș zice că atunci este momentul. Dar dura, pentru că jocul era încărcat pe HC de pe un casetofon. Da, dura câteva minute din câte țin minte, dar dacă apăsai spații, parcă era oricând, intrai în codul sursă și studiai de acolo, puteai să vezi că nu prea existau pe vremea aia cărți, tutoriale, internetul nu exista. Nu e... Basic. Exact, basic. Limbajul de operare numit basic. Da, când scoteai calculatorul din priză, pierdeai exact, tot. Exact. Nu mai rămâne nimic. Da. Acum... În 2021 sunteți alături de ceilalți 20 de colegi în România, 4 în Statele Unite, în această companie. E prima încercare antreprenorială? Eu am început prima companie în 2006 și cumva tot am dezvoltat la ea, chiar și platforma aceasta, Plantene, pe care o avem, este un spin-off, se numește. Adică am luat tot ce aveam noi ca tehnologie, care vindeam într-o piață diferită, un produs diferit, și am intrat pe o nouă piață. Deci cumva, eu aș zice aceeași experiență antreprenorială, dar au fost câteva branduri diferite de-a lungul timpului. Dumneavoastră sunteți de formație programator. Corect. Îi este greu unui programator să se transforme într-un om de business? Da, aș putea zice, asta a fost cea mai grea... Haideți să ne povestiți aventura asta, sigur. Reinventării dumneavoastră. Da. Pot să zic că mi-a luat doar câțiva ani această trecere, prin care prima generație de angajați am dat-o în bară, pentru că, cumva venind din zona programării, în programare, în tehnologie, totul este predictibil, are o cauzalitate. Când încep să lucrez cu oameni, nu mai are cauzalitate. Sunt alte skill-uri de care ai nevoie, empatie, înțelegere, cunoaștere, leap of faith și alte instrumente pe care ți le impui să le faci, că nu crezi în ele încă, că n-ai văzut rezultate.
Și cumva aș zice că acesta a fost procesul cel mai lung, care sunt și iterațiile astea mentale, care nu poți să le grăbești. Adică un job ți-l mai schimbi de pe zi pe alta, dar modul în care gândești trebuie mult să lucrezi. Deci cu mulți angajați din prima serie ați dat-o în bară. Da, da, da. Cred că m-au iertat. Ce înseamnă dat-o în bară? Înseamnă că pe de o parte nu le oferam suficient spațiu să învețe, să greșească. Adică ceream de la ei ce ceream de la mine, care nu este corect față de niciun om din prima. Mă implicam prea mult în micromanagement, cum se numește. Mă implicam prea mult să iau toate deciziile în locul lor. Și în timp mi-am dat seama că veneau la mine cu orice. Și atunci am avut o problemă personală care, cumva, acolo a fost și declicul meu. N-am putut să mă mai implic câteva luni de zile și fix atunci au început oamenii să se implice. Și atunci am avut eu declicul. Aha, deci așa funcționează. Nu ei erau problema. Eu eram, da, bineînțeles. Eu eram problema. Da. Da. Trebuie să treci prin niște experiențe precum asta, da. Bănuiesc că sunt dureroase unele dintre ele, da. La propriu, ca să înțelegi. E însă suficient? Am văzut mulți antreprenori care fac MBA-uri, merg la tot felul de cursuri. Uh-huh. Ați făcut și dumneavoastră lucrul ăsta? Am cochetat la un moment dat cu ideea de MBA, dar am primit un sfat de la cineva că MBA-ul te face manager de business, nu te face antreprenor. Și e ceva diferit. Antreprenorul te face pur și simplu voința. Da? Pentru că de cele mai multe ori a fi antreprenor nu înseamnă că ești cel mai deștept din cameră, înseamnă că îți găsești oameni care sunt deștepți și înseamnă că poți să te ridici de jos. Că de 3-4 ori pe zi trebuie să te ridici de jos. Primești nu-uri, primești provocări, știi? Și, cum să zic, dacă un angajat vine la tine și tu îl încurajezi, tu, ca antreprenor, nu mai ai la cine să te duci. Tu ești acolo pentru tine. Aveți o companie care mergea și v-a venit ideea să faceți acest spin-off, așa cum l-ați numit dumneavoastră. Să extrageți ideea și să o puneți în față, înființând, practic, sau transformând, practic, compania. Și ați mers, după finanțare, mai întâi în Statele Unite. O să vă rog să ne povestiți aventura asta, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, emisiunea Fața Ta continuă. Bogdan Lițescu, CEO Plant & App, este în studioul Digi24 astăzi, un startup care acum merge din nou către runde de finanțare, dar începutul a fost așa, aveați o companie, mergea, ați venit cu o idee să faceți această nouă platformă, ați pus-o în față, v-ați dedicat probabil timpul aici și ați mers în Statele Unite ca să obțineți finanțare. Da. De ce în Statele Unite? Aici nu găseați? În primul rând ne-am uitat, am început aici, de fapt, mulți nu știu, dar am început aici chiar să participăm la un program de accelerator. Am avut aici un primul pitch unde ne-au și găsit cei din San Francisco de la 500 Startup și ne-au invitat acolo. Însă aici ce se întâmplă, piața de investiții este foarte, foarte mică. Sunt câțiva investitori mari și multe startup-uri mici și atunci e un dereglaj foarte mare în piață. Aici ai vorbit cu câțiva, ai epuizat toate conversațiile. Ce se întâmplă în state, fiind foarte multe fonduri de investiție, e ca un proces de vânzări. Nu epuizezi niciodată. Tot timpul sunt noi investitori la care poți să te duci cu idei noi, cu unghiuri noi de a ataca piața sau de a ataca următoarea rundă. Și cumva de aceea am și ales să mergem acolo printr-un program. Pentru că dacă mergeam pe cont propriu, și sunt mulți care o fac și pe cont propriu, e nevoie de un efort mai mare, că trebuie să-ți faci tu cu rețeaua, cunoștințele, întâlniri, așa când mergi printr-un accelerator, cum am mers noi, am avut totul de-a gata, toate conexiunile. Concret, ce înseamnă ne-au invitat și am mers printr-un accelerator? Sunt niște termeni pe care trebuie să explicați, da, să știți. Corect, corect. Deci am făcut un pitch. Pitch înseamnă că ești în... Cred că au fost și pe noi pe la televizor, Arena, Leiler sau ceva de genul ăsta. Sunt mai mulți oameni care te evaluează și tu explici de ce ideea ta, de ce business-ul tău, de ce faci tu este următoarea chestie mare și de cât ai bani ai nevoie acum ca să o duci și mai departe. Și am fost la un astfel de eveniment în România, dar unde au invitat și mulți investitori din afară. Și în urma acestui eveniment, 500 Startups, care este un accelerator din San Francisco, în Statele Unite, ne-a invitat să aplicăm la ei. Ce înseamnă un accelerator? Înseamnă că ei adună mai multe startup-uri într-un loc
și oferă ce resurse sunt necesare pentru a ajuta startup-urile să treacă la următorul nivel. Poate să însemne de la hai să-ți fac un intro la un client, la un partener, la un investitor, la un mentor care să te ajute să rezolvi o problemă de vânzări, de produs, de ce, unde te confrunți tu, cu ce te confrunți tu. Bun, și ne-au invitat să aplicăm, am aplicat și ne-au acceptat prin octombrie 2019 și am plecat acolo. Am luat doi oameni din echipă cu mine, încă nu aveam niciun om angajat în state atunci și ne-am urcat în avion și am plecat în San Francisco. Și de acolo lucrurile au mers bine până a venit pandemia, când a trebuit să ne întoarcem accelerat în țară. Pandemia v-a prins la accelerator. Da, da, eram chiar pe ultima 100 de metri. La sfârșitul programelor, de obicei, se întâmplă ceea ce se numește Demo Day. Adică ei închideau o sală mare unde aduceau vreo 800 de oameni, de investitori vreau să aducă, și noi, startup-urile care terminam programul, ne urcam pe scenă și două minute prezentam ideea noastră într-un mod cât mai frumos. Hei. Evenimentul acela s-a amânat, l-a mutat în online, s-a făcut un pic pe Zoom, dar nu a fost aceeași experiență. Și este ca un fel de concurs de Miss pentru afaceri, nu? Mergi pe scenă și încerci să convingi un juriu să te financeze. Da, nu un juriu, toată sala, practic toată lumea de investitori sunt juriul tău, ca să zic așa, și nu există un singur câștigător. Cei care au participat la astfel de evenimente ne spun că este foarte important momentul în care tu faci acea propunere. Ce înseamnă afacerea mea? Cum duce lumea mai departe? Da? Care este propunerea dumneavoastră către investitori? În două cuvinte, două fraze. Propunerea noastră este că oricine poate să programeze. Și atunci, când oricine poate să programeze, înseamnă că ai o mulțime mult mai mare de oameni care poate să contribuie la transformarea ta ca organizație, pe care poate i-ai deja, nu trebuie să-i cauți să-i angajezi. Deci asta este afacerea dumneavoastră, mă faceți pe mine programator, oferindu-mi produsul dumneavoastră. Corect. Nu? Ce ați găsit în Statele Unite și nu ați găsit în România altceva în afară de bani? Depinde acum de aspect. Spre exemplu, la nivel de clienți, americanii sunt mult mai pragmatici. Da. Când vizi un produs, se face un calcul, nu știu, total cost of ownership. Cât mă costă să am produsul tău, cât mă costă să nu-l am. În România, la antreprenori români, mi se pare că încă mai este nevoie de un pic de maturizare, pentru că e prea scump. E prea scump relativ la ce? Că dacă nu faci nimic, poate e mai scump. Hai să ne uităm. Și cumva americanii sunt mult mai pragmatici și de aceea au și economia unde o au. Ce mi-a plăcut foarte mult în America, dar poate e doar părerea mea personală, este, cum să zic eu, liberalismul. Statul nu se implică în economie, statul nu vrea chestii de la tine și te lasă, îți creează o undă verde. Mergi pe aici, cât poți, cât te duce. Compania dumneavoastră este românească, e înregistrată în România sau ați înregistrat-o în state? Când am plecat în San Francisco, am și incorporat acolo o companie care o deține acum pe cea românească. De ce ați făcut asta? Pentru investitori. Investitorii din Statele Unite o să investească tot timpul în Statele Unite pentru că există legislație care le protejează investiția. Dumneavoastră, puteți acolo lucra de oriunde din lume, nu? Corect. Din România, din state, din Singapore. Apropo de Singapore, poate ne povestiți ce ați căutat și pe acolo. Sigur. Unde vă este cel mai confortabil să stați când lucrați la firma dumneavoastră? Da, da. Eu am locuit mulți ani afară, am locuit vreo 5 ani afară și când am plecat la fel ca mulți români, ori văd, exagerez niște aspecte negative de la noi, ori atras de hai să văd ce este și pe la alții. Și după ce am făcut experiența asta, pot să zic că am ajuns să apreciez mult mai mult ce avem noi aici în România. Și asta, când ați plecat pentru că nu vă plăcea în România sau pentru că vreați o experiență nouă? Și. De tot timpul e o combinație. Ce nu vă plăcea în România? Chiar nu mai țin minte pe vremea aia, dar putem să găsim motive să ne plângem oricând. Știi? Adică la, nu știu, guvernul, cum ne sprijină, cum nu știu ce, cum găsim angajați, nu găsim angajați, toate cele, știi? În regulă. Și ați plecat și... Bun, și am plecat și după ce am văzut cum e pe la alții, pot să zic că m-am reîndrăgostit de România. Pe la alții, pe la cine?
Am stat în Elveția cam 8 luni de zile, am stat în Singapore cam 4 ani de zile, am stat și în state în pandemia asta cam 6 luni de zile, înainte de pandemie. Bun, și după perioada asta, ce ați ajuns să apreciați la România? România mi se pare, cum să zic eu, un raport foarte bun între libertate personală și control. Dacă te duci mai la vest, tot e mult mai bine reglementat, nu ai atât de multă libertate să vii tu cu niște idei, să creezi tu niște chestii. Dacă te duci mai la est, tot este mult prea haotic, mult mai prea nereglementat și impredictibil. Sau dacă te duci și mai la est, în Asia, economiile puternice acolo sunt foarte controlate, foarte puțină libertate personală. Și la noi aici, în regiunea asta, mi se pare că raportul ăsta între libertate personală și să ai cadrul legislativ ca să poți să faci niște chestii predictibile este un raport foarte bun și cred că de-aia și vedem acum foarte multe tehnologie și antreprenori plecând din zona asta. De aici. Ca să te reîndrăgostești de România, recomandați o despărțire temporară? Cred că oricum ajută, orice faci în viață ajută să te duci să mai vezi, să cunoști, să-ți îmbogățești experiențele, că altfel apreciezi în momentele acelea. Bun, și acum v-ați întors și rămâneți aici? Acum aici sunt stabilit, dar tot o să mă plimb în funcție și de cum mă duce business-ul și ce birouri, trebuie să mai deschid ce parteneriate, trebuie să mai închid. Sunteți în mijlocul unei runde de investiții. Ce înseamnă atunci când auzi că un antreprenor are un startup care e într-o rundă de investiții? Adică da. să ne descrieți concret. Da. Noi acum suntem între runde. Am închis prima rundă care a fost cu Seedblink, pot să vă povestesc și despre asta. Dar răspunsul corect este depinde, iarăși, de la țară la țară și de la metodă. Dacă ești în Statele Unite, faptul că ridici bani înseamnă că vorbești cu mulți investitori, ai 5 întâlniri pe săptămână. Faptul că ridici bani din România sau din regiune este că ai 10 investitori și poate vorbești cu 1, 2, 3 cel mult. Ce înseamnă asta că vorbești cu ei? Înseamnă că tu, bineînțeles, încerci să duci valoarea companiei cât mai mult, dând un raport, o parte din companie cât mai mică, și el, investitorul, vine din partea cealaltă. Bineînțeles, există niște marje care sunt agreate, între 10 și 20% să dai pe rundă și acolo, cum să zic eu, acolo este, devine foarte emoțională, că bineînțeles, antreprenorul este copilul meu, cred în asta, vreau să trag cât mai sus. Investitorul, până nu vine să fie în echipa ta, îl trage din perspectiva aia. Stai că poate nu e chiar așa, poate visezi prea sus. Dar nu vă e greu să dați o părticică din compania dumneavoastră, din copilul dumneavoastră, chit că bagă unul bani în companie. Ba da, mi-a fost greu până în 2019. Când ați făcut-o prima oară? Când m-am decis, în 2019 au fost niște nopți nedormite, bănuiesc. A fost pur și simplu un declic. Au fost multe nopți nedormite înainte, încercând să le rezolv pe toate, să cresc organic, să cu extra profitul care l-am, să încep următoarea chestie și tot așa. Până m-am întâlnit cu Daniel Dinez de la UiPath la o conferință și mi-a zis: măi, Bogdane, e mult mai ușor să reușești pe banii altora. Pentru că poți să te asumi niște riscuri mult mai ușor, niște riscuri mai calculate, mai la rece decât cu banii tăi. Și cumva atunci a avut apogeul și declicul pentru mine că da, aș putea să mai fac chestia asta 10 ani de acum înainte sau aș putea să merg să ridic o finanțare și să mă mișc mult mai rapid, să angajez oameni mai rapid, să atac piețe mai rapid. Dumneavoastră ați lucrat cu UiPath-ul de când UiPath-ul era o firmă de apartament. Era un unicorn în trei camere, nu? Da. În 2006 am lucrat cu ei, dar erau cam în jur de 10 și am făcut împreună un proiect chiar pentru state. Și ei aveau tot așa perspectiva internațională de la început. Ce a ajutat pe ei să ajungă unde sunt? Nu v-ați gândit că erați amândoi la același nivel la momentul respectiv? Da, aș putea zice chiar că era un pic mai avansat, că ei deja erau firme de 10 oameni, eu eram singur, în 2006 am început, de-abia începeam. Ce i-a ajutat, cred că i-a ajutat foarte bine să-și dea seama unde vând, cum ne-am dat și noi seama, că eu de-aia fac de multe ori comparație între UiPath și povestea noastră, și-au dat seama că sunt pe piața greșită. Și când au găsit piața bună, că ei înainte se vindeau ca fiind captură de ecran sau ceva de genul ăsta. Când au descoperit că, de fapt, piața lor se numește RPA și e o piață enterprise mare,
și s-au reprofilat, atunci au reușit să crească foarte rapid. Și la fel și noi venim dintr-o piață care noi am zis developer tools. Ne-am dat seama că ce avem noi, 80-90%, de fapt e piața de low-code, care e o piață infinit mai mare și care are o creștere mult mai mare acum. Și atunci am reîmpachetat tehnologia, am redenumit-o și am intrat pe direcția cea nouă. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și vă propun să continuăm discuția. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, Bogdan Lițescu, CEO Plant an App, un startup care activează în zona de în industria de low code, așa ați descris. Mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Domnule Lițescu, în 2006 ați lucrat la un proiect cu o firmă de apartament, da? Care acum e listată la bursa din New York, se numește UiPath și e condusă de domnul Dines. Vă cunoașteți? Da, ne cunoaștem. Nu prea când mai răspunde acum, bineînțeles, la mesaje, că așa e când ajunge de ajuns, dar ne cunoaștem. Da, în momentele alea în care erau doar firmă de apartament, ați fi spus că în câțiva ani vor ajunge unde sunt? 2006, oricum, era mult înainte să facă ei ceva. Cred că prin 2015 au început ei să se miște foarte bine, deci era încă cu 8-9 ani înainte de succesul lor. Cum să zic, cred că au fost atunci niște vremuri așa o negură, că nu erau încă, în afară de, să zic, ce făcea Radu Georgescu cu Rava Antivirus și cred că Bitdefender, astea erau mai vizibile și mai internaționale, în rest erau mare negură. Și cred că faptul că Dines a venit, a fost și în afară, el a lucrat la Microsoft, și faptul că a venit din afară cu o perspectivă internațională, l-a ajutat foarte mult și cred că implicit a ajutat și mulți oameni din jurul lui. Adică și eu, uitându-mă mai târziu la interacțiunile cu el, îmi dau seama că n-aș fi avut aceleași interacțiuni cu alți oameni care nu au avut expunerea asta sau experiența. Acum însă succesul companiei lor, listarea cu valoarea aia incredibilă la bursa de la New York, schimbă cu ceva sau ajută soarta startup-urilor din România? Se uită altfel investitorii, spre exemplu, cei din Statele Unite, la startup-uri românești? Da, da, categoric, și chiar am văzut acum, în legătură cu investitorii, am văzut o mișcare nouă, și anume se duc după founder undervaluated, le zic ei, adică founder care nu știu să se vândă cum se vinde un american, da? Dar care apar de nicăieri pe urmă și când găsesc pe un investitor care crede în ei, au o rampă mare de lansare. Și acum investitorii au înțeles chestia asta, că a fi un antreprenor bun nu e doar cum te vinzi, deci, și cum vorbești. Diamantele neșlefuite. Exact, exact. Și cumva UiPath este o astfel de poveste. Este o astfel de poveste care odată ce au ridicat primii bani de acolo, nu s-au mai oprit. Să știți că și noi ne gândim fiecare săptămână la lucrul ăsta aici, când ne vine câte un invitat din zona aceasta. Eu mă gândesc că oare în cât timp acest domn, această doamnă din fața mea, va fi următorul miliardar, va fi următorul Dines. Dumneavoastră, în câți ani veți deveni miliardar, domnule Lițescu? Așa, ca să-mi setez așteptările după piață, cam durata unui succes de genul UiPath de la prima rundă de investiții este cam 4-5 ani, cam pe acolo. Deci că acolo îmi pun și așteptările că o să ajungem să discutăm la nivelul care este UiPath. Ne mai răspundeți la mesaje peste 5 ani, da? Categoric. Promiteți. Acum sunt runde de investiții. Banii ăștia pe care îi câștigați în fiecare rundă, plus experiența celor care vin cu banii, că e la fel de importantă și aia, vă ajută să mergeți mai departe cu compania. Există însă, în cazul UiPath, această linie de sosire pe traseul fondurilor de rundelor de investiții, care se numește listarea la bursă. Vă faceți deja planuri, calcule? Aia este și linia dumneavoastră de sosire? Da. Este o posibilă linie. Merg cu două variante. Acum, ori vom fi achiziționați de o firmă care e strategic pentru noi să ne accelereze și mai mult,
ori vom ajunge la această listare la bursă. În schimb, nu trebuie să fie o linie finală. Adică nici în cazul UiPath nu cred că este o linie finală pentru mulți oameni de acolo. Cred că este doar marchează un moment foarte, foarte important. Dar nu zice nimeni acum că gata, plecați, v-ați terminat treaba, aducem pe alții. Există un brand, programatorul român? Acum știți că ați lucrat pe mai multe continente. Da. Da. Sau doar noi ne închipuim că în lume se vorbește despre programatorul român? Da. Chiar se vorbește, pentru că cei care ajung, spre exemplu, în San Francisco, unde sunt mulți programatori români, sunt cei mai buni. Sunt cei care au fost ambițioși și au muncit mult și au tras mult și au învățat mult ca să ajungă acolo. Și este un brand. Și de multe ori am fost abordat în San Francisco, ești din România, recomandă și mie pe cineva care face X sau Y. Serios? Da, da. Nu știu, cum întrebăm noi, nu știu, un instalator, nu ceva știu, un programator exact. Român, dar asta vine din școală sau de unde vine? De unde e rezerva asta de programatori da. Pe care, uite că România reușește să o propună lumii? Da, da, da. Cred că vine parte și din școală, dar nu neapărat cât de mult te ajută școala, dar cred că unul îți dă o structură. Și îți dă și o reziliență. Cred că asta e foarte important. Ce au românii și nu au alții este reziliența. Și că le-am spart jocurile. Și că la timpul potrivit, ca să vedem ce este în spate. Da, da, da. Bun, și cum să zic, programatori buni există în toată lumea. Doar că la noi, fiind țară post-comunistă, a fost mai greu să iasă oamenii de aici. Și au ieșit doar cei buni și s-a creat această reputație. Și indienii au programatori buni, dar ei sunt peste un miliard de oameni. Noi suntem 20 de milioane. Știi? Și atunci de la ei au plecat mult mai mulți programatori care sunt și slabi și le-au tras reputația în jos. Ați ajuns în Statele Unite să angajați 4 oameni, ne spuneați, pentru că, de fapt, aia e piața pe care ați început business-ul ăsta. Cum reacționează un american sau, mă rog, un rezident din Statele Unite când vine să se angajeze la o firmă românească? Da, eu din 2009, când am început linia de business anterioară, mi-am făcut oarecum o mare rețea în lumea asta. Aveam 4.000 de clienți la un moment dat și nu știu dacă m-au asociat vreodată cu o naționalitate sau cu o cultură, cât m-au asociat cu o tehnologie, cu ce valoare obțineau ei din tehnologia noastră. Toți oamenii pe care i-am angajat astăzi, am lucrat cu ei de-a lungul celor 10 ani dinainte de Plantner. Chiar am avut un interviu pentru presa din România cu Head of Product, șeful de produs, cum să-i traduc în română, de la Plantner, care vine de la o mare corporație din state financiară. Și el povestește foarte interesant acest aspect, că nu resimte neapărat, cum să zic eu, că lucrează pentru un startup românesc, însă ce resimte sunt niște diferențe culturale. Deci, ca să vă dau doar un exemplu, avem și noi un webinar în fiecare săptămână. Oamenii din echipa din state se luptă, dau din coate care să fie acolo, să se vadă pe webinar, să prezinte, să arate ceva. Oamenii din România, tehnic la fel de bine pregătiți, își dau din coate cum să nu apară să fie acolo în webinar să apară ei. E doar o chestie culturală, nu e o chestie neapărat de talent. Dar neînțelegând, sau eu fiind acum sensibil la chestiile astea, pot să le modelez și să las oamenii să iasă în față acolo unde... Apropo de modul în care un antreprenor de ăsta de modă nouă își tratează angajații, în 2018 ați făcut un lucru cu compania dumneavoastră, dacă nu mă înșel, ați cedat către angajați un sfert din acțiunile companiei. Da. Nu? Chiar o treime. De ce ați făcut asta? De ce ați simțit nevoia să... îi faceți pe angajați parte la profitul companiei. Da, de altă parte... Sau și la pierderi, dacă... Corect, corect. Pe de-o parte este vorba, cum să zic eu, dincolo de a fi un job, cu toții putem să ne facem un job, dar sunt acei oameni care depun extra efort, care trag cu tine. Uneori simți, băi, ăsta putea să-mi fie partener dacă și-a asumat risc cu mine acum 5 ani sau acum 10 ani. Și eu cred că oamenii aceștia care sunt cu tine de acolo la început și au psihicul suficient de tare cât să fie, să facă extra efortul acesta, să stea până seara târziu la birou dacă e nevoie să livrăm ceva, cred că merită recompensat și să aibă și ei o părticică din succes. Să avem cu toții o părticică din succes. Mai spuneți-mi un lucru. Pe ce vă cheltuiți banii în România?
De departe, cea mai mare cost al nostru sunt salariile oamenilor. Nu, dumneavoastră. A, eu personal? Da. Păi acum, în pandemie, este greu de spus în afară de Netflix și chestii genul ăsta. Concedii nu iau. Netflix îmi iau și eu. Dumneavoastră, da. Nu știu, mașini, iahturi, penthouse-uri. Da, eu nu cheltui bani, eu investesc, ca să-mi place să cred. Nu prea cheltui bani, că nu prea am timp pe ce să fac hobby-uri sau asta, pentru că m-am băgat în treaba asta și știu că e mai mult decât un job, mă necesită tot timpul. Aici e timpul meu, aici este pasiunea mea. Chestiile care mi le iau ca să-mi ajute să fac treaba mai bine. Aveți un procent din venituri care se duce, nu știu, pe depozite, pe investiții, pe distracție? Cum e pachetul ăsta de Da, la noi consum? cel mai mare cost, cum spuneam, sunt salariile. Orice altceva este neglijabil pe lângă salarii, pentru că are sens, e un business de creație intelectuală. Știi? Asta e adevărul. Avem bugete, mai făceam înainte de pandemie câte un team building. Nu, să știți că mă refeream tot la banii dumneavoastră. Tot la mine. Ok, scuze, da, eu și probabil aici este o diferență, vezi, când mă întreb ce fac cu banii, eu mă gândesc la mine ca și companie, nu mă gândesc la mine ca om. Pentru că nu există, la un antreprenor nu prea există diferența asta, job, viață personală. Totul este aceeași chestie, viața, nu? Deci viața este jobul. Și dacă jobul este viața. Adică așa îți dai seama care este un antreprenor și are un startup. Dacă întrebi ce faci cu banii, el spune, păi trebuie să plătești salariile, pentru că altfel... Corect. Scuze, mai poți să mă întrebi la asta? Da, vreau să vă întreb coșul de consum în ce se duce, în investiții, în depozite, în timp liber. Da. Majoritatea banilor, cel puțin în pandemie, s-au dus în investiții și investiții am încercat să fiu cât mai variat. Adică am pus o părticică și în Bitcoin, dar am pus și la bursă, am pus și în depozite, nu cred că am pus, dar am pus în diferite valute. Mm-hmm. Și ați luat inclusiv criptomonede, nu? Sunteți pe piața asta? Cum vi se pare? Vi se pare, înțelegeți ceva din ce se întâmplă cu fluctuațiile astea? Înțeleg vag, nu pot să zic că îmi place piața. Nu am încredere în ea, este foarte, foarte volatilă și încă nu e legată de o valoare care este universal valabilă. Cum banul e legat de ceva. Îmi dai ceva, îmi dai bani, îți dau ceva, știi? Primești ceva la schimb. În schimb, am vrut să sprijin un startup românesc care este în criptomonede și am investit în ei și au avut chiar o creștere spectaculoasă și am crescut și eu odată cu ei. Dar nu, ăsta mi-era neapărat interesul. Deci este o investiție totuși într-un business, nu? Exact, am investit într-un business, n-am investit într-o monedă. Luăm ultima pauză și ne întoarcem pentru finalul discuției noastre. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors finalul discuției noastre de astăzi. Bogdan Lițescu este CEO Plant an App, un startup românesc care e deja internațional, sau mai degrabă este internațional, că pe piața din România nu e atât de vizibil. Mediul antreprenorial de aici. Vedem mulți tineri în București, în Cluj, oameni aflat la început de viață, care au idee, încep un startup, unii au chiar și succes. Din generația dumneavoastră, colegi de cartier care aveau și ei HC și spărgeau jocul ca să vadă codul sursă. Câți antreprenori sunt, domnule Lițescu? Acum, sincer să zic, de când a apărut HC-ul în viața mea, cartierul a dispărut și până a apărut internetul n-am mai avut un neighborhood, ca să zic așa. Colegi de școală, exact. De facultate. Bun. Foarte puțini. Cum să zic eu, în generația mea, care a fost poate printre primele generații în care IT-ul a înflorit, în schimb antreprenoriatul nu. A fost prima generație de oameni care au văzut că poate să câștige mulți bani din IT. Și atunci când câștigi mulți bani, cum să zic, pui în balanță să iau risc să nu câștig nimic ca să fac ceva sau continui aici într-un ritm sigur. Deci puțin dintre colegii dumneavoastră de generație sunt. Pe cei din generația asta tânără însă, că pot face același lucru, câștiga bine, un job stabil.
ce s-a schimbat între timp, între aceste generații? Da, da. Cred că s-a schimbat foarte mult că a apărut internetul între timp. A apărut internetul mainstream. Și atunci vezi diverse povești și este foarte ușor să faci niște startup-uri și ai acces la cunoștințe. Și acum mai și poveștile locale de succes, cum a fost UiPath. Și atunci toate aceste povești sunt inspiraționale. Ai un model de succes, ai nu unul, ai 100 de modele de succes. Ce se întâmplă, mi se pare mie, cu startup-urile din România din ziua de azi și încă nu au rezolvat, sunt cumva două aspecte. Unul, că nu se duc internațional din prima. Mergem pe mindset-ul ăsta, că dacă reușesc aici, pe urmă mă duc să fac și acolo. Doar că aici e mult mai greu să reușești din multe privințe. Cu excepția câtorva piețe, poate. Dar, în general, e mult mai greu să reușești aici. Consumatori mai puțin educați în anumite sectoare și tot așa. Asta este un aspect. Și celălalt aspect e ce ziceau Titu Maiorescu cu teoria formelor fără fond. Multe chestii care vin din afară și la care avem acces trebuie adaptate la cine suntem noi aici. Pentru că altfel nu o să funcționeze. Mulțumim mult pentru discuția de astăzi, domnule Lițescu. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem!